Bună, dragile mele, bine v-am găsit! Vin astăzi în fața dumneavoastră cu o nouă provocare la sugestia unei doamne. Am realizat această mini-șosețică decorațiune pentru bradul de Crăciun. Cu ajutorul acestor șosețele se pot realiza chiar și ghirlande care pot fi agățate și pe brăduțul de Crăciun sau doamnele care au șeminee agățate la șemineu. În cele ce urmează vă voi prezenta cum am realizat această mini șosețică. Sper să vă placă ideea mea, sper să vă placă tutorialul meu și să văd, mi-aș dori foarte mult să văd cât mai multe astfel de decorațiuni. Pentru proiectul de astăzi am folosit fire pe care le aveam în casă. Am decis să lucrez cu trei culori, roșu, alb și verde. Dumneavoastră puteți să lucrați cu orice fel de fir, orice culoare. Nu este nici o problemă, după cum vă place dumneavoastră. Am utilizat o croșetă de 2,75 mm. Avem nevoie și de un lipici. Dacă vrem să lipim ceva decorațiuni pe șosețica noastră. Eu am aici câteva pompoane, o floricică, câteva fundițe. Fiecare utilizează ce fire dorește, ce decorațiuni dorește. Și bineînțeles, mai am și un rest de bobină aurie cu care am făcut partea de sus și agățătoarea. Acestea fiind prezentate, zic să trecem la treabă. Punem firele puțin mai deoparte. Vom începe cu culoarea albă. Eu voi începe cu culoarea albă. Dumneavoastră puteți să începeți cu orice culoare vă este la îndemână sau cu ce culoare doriți. Deci, cum spuneam, pentru început vom realiza un cerc magic. Dăm fir după deget, introducem croșeta, facem un ochi de lanț de fixarea cercului magic și realizăm 6 piciorușe scurte în interiorul cercului magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, dăm firul de la cercul magic pe deasupra și strângem cercul magic. La rândul 2 vom înmulți, vom face câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi de pe rândul anterior. La sfârșitul rândului 2 vom avea 12 piciorușe scurte. Aici merge un pic mai greu, am reușit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte. Vom pune marcatorul în cel de-al 12-lea picioruș scurt sau agrafă sau un fir de altă culoare, fiecare ce are la îndemână. La rândul 3 vom face o înmulțire și un picioruș scurt. O înmulțire, în următorul ochi vom face un picioruș simplu, din nou o înmulțire și un piciorul simplu. Astfel vom face până la sfârșitul rândului câte o înmulțire și un picioruș simplu. Și dacă am început rândul cu o înmulțire, vom finaliza cu un picioruș simplu. Deci aici avem în penultimul ochi vom avea înmulțire, în ultimul ochi, în ochiul cu marcatorul, vom avea un picioruș simplu. Punem marcatorul în ultimul ochi, la sfârșitul rândului 3 vom avea 18 piciorușe scurte. De la rândul 4 până la rândul 6 vom avea rânduri simple. Eu le realizez tot cu aceeași culoare, tot cu culoarea albă. Deci de la rândul 4, rândurile 4, 5, 6 vor fi 3 rânduri cu piciorușe simple, cu culoarea albă.
câte un picioruș scurt în fiecare ochi, 18 piciorușe scurte pe fiecare rând. Voi realiza aceste rânduri, vă las să le faceți și dumneavoastră, liniștite, și revin cu continuarea. Este un proiect simplu, un proiect ușor. Spun eu, partea care, să zic așa, este mai complicată este faptul că vom schimba culorile, sau cel puțin eu voi schimba culorile. Dumneavoastră puteți să le faceți doar din două culori, doar dintr-o singură culoare aici. Fiecare realizează această mini șosetă cum dorește. Pot fi, bineînțeles, pot fi realizate și într-o singură culoare, sau în două, sau în mai multe culori. După ce am ajuns la ultimul picioruș scurt de la rândul 6, cel de-al 18-lea picioruș scurt, voi introduce, începând cu rândul 7, vom introduce culoarea roșie. Ultimul ochi îl închei cu culoarea roșie pentru a fi mult mai puțin vizibilă trecerea de la o culoare la alta. Mai iertați că am ieșit din cadru. Introducem culoarea roșie. Nu tăiem firul alb, îl lăsăm deoparte pentru că vom mai avea nevoie de el. Am introdus culoarea roșie, voi prinde firul roșu în lucru. Rândurile 7 și 8 vor fi rânduri simple, la fel, rânduri cu câte 18 piciorușe scurte pe fiecare rând. Am introdus culoarea roșie. Cum vă spuneam, dumneavoastră, dacă doriți, puteți să faceți doar cu două culori sau cu mai multe culori. Eu până la rândul 12, inclusiv, voi alterna culorile. Am început cu alb, continuu două rânduri cu roșu, pe urmă voi introduce verdele și tot așa, dumneavoastră, dacă vi se pare prea complicat, ca să zic așa, să lucrați cu atâtea culori, atunci puteți să lucrați doar cu două culori sau chiar și cu mai multe culori, nicio problemă. Am finalizat rândul 7, punem marcatorul în ultimul ochi, la fel facem și rândul 8 cu culoarea roșie. Rândurile 9 și 10 eu le voi realiza cu culoarea verde. La fel, ultimul picioruș scurt de la rândul 8 voi introduce culoarea verde. Și cum vă spuneam, am finalizat rândul 8. La ultimul ochi am introdus culoarea verde. Rândurile 9 și 10 le vom realiza cu culoarea verde sau cu o altă culoare. Rândul 9 și 10 vor fi din nou rânduri simple. După ce am finalizat rândurile 9 și 10 cu culoarea verde, la rândul 11 am introdus culoarea albă și din nou rândurile 11 și 12 vor fi rânduri simple, două rânduri simple cu o altă culoare. Ca să nu vă speriați de la început, ca să spun așa, deci vom lucra pe 18 piciorușe scurte la fiecare rând. Unde vom avea mai puține va fi la rândul 13, când vom avea câteva rânduri de călcâi. Deci acum realizăm rândurile 11 și 12, rândul la care am schimbat din nou culoarea, două rânduri cu câte 18 piciorușe scurte. După ce am finalizat rândul 12, am introdus culoarea roșie. De la rândul 13 vom începe să facem călcâiul. Vom realiza pentru început 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte, vom face un ochi de lanț și vom întoarce. Și vom realiza astfel rândurile 13, 14, 15, 16 și 17. Le vom face rânduri simple,
unde vom forma călcâiul, câte 9 piciorușe scurte pe fiecare rând. Deci rândul 13 am făcut 9 piciorușe scurte, un ochi de lanț și am întors. La fel, la rândul 14 lucrăm pe... Aici vom face, cum vă spuneam, rânduri dus-întors. La fel și aici facem 9 piciorușe scurte, un ochi de lanț și întoarcem. Fel, rândul 15, 9 piciorușe scurte. După ce am finalizat și rândul 13, am mai făcut un ochi de lanț. Vom tăia firul cu care am realizat partea de la călcâi și cu ajutorul unui ac de cusut, eu am un ac din acesta pentru lână, un ac urechi mari și vârful nu este ascuțit pentru a nu agăța firele. Cu ajutorul unui ac de cusut vom coase călcâiul. Dar puțin să-mi introduc firul în ac. Bun. Deci cu ajutorul unui ac de cusut vom îndoi partea de la călcâi, o vom plia în două și vom face câteva cusături. Vom prinde pe partea de interior, pe bucle, pentru a nu se vedea urât. Luăm o buclă dintr-o parte, o buclă sau un ochi din cealaltă parte și final ascundem firul în lucru. Am ce am cusut aici, partea de călcâi, cum vă spuneam, vom ascunde firul în lucru și vom continua pe urmă cu rândul 18. După ce am terminat de cusut, am ascuns firul, vom lua de la rândul 12, unde ne-a rămas firul de cealaltă culoare. Eu am luat culoarea verde, voi face aici un picioruș scurt și vom face câte un picioruș scurt pe lateral, în dreptul fiecărui rând. 3, 4... Vom face piciorușe scurte de jur împrejur. La sfârșitul rândului 18 vom avea 18 piciorușe scurte. Câte un picioruș scurt realizăm de jur împrejur. Spuneam, la sfârșitul rândului 18 vom avea din nou 18 piciorușe scurte. La fel, rândul 19 îl realizăm tot cu aceeași culoare. Eu îl voi realiza cu culoarea verde, iar de la rândul 20 voi trece la culoarea albă. Și după ce am finalizat cel de-al 18-lea picioruș scurt, în ultimul ochi vom pune din nou marcatorul și, cum vă spuneam, la rândul 19, la fel, un rând cu piciorușe simple, 18 piciorușe scurte și pe acest rând și în continuare vom alterna culorile, vom face până la cât doriți de lungi pot fi făcute aceste mini șosețele. Eu le voi face de 29 de rânduri. Deci alternăm culorile sau, dacă vreți, faceți într-o singură culoare, fiecare cum dorește. După ce finalizez și rândul 19, voi trece la culoarea albă. Din nou voi trece la culoarea albă și voi realiza alte două rânduri, pe urmă rândurile 22 și 23 cu culoarea roșie și tot așa voi alterna culorile până la rândul 29. Voi face aceste rânduri, vor fi rânduri cu piciorușe simple, vă las să le realizați și dumneavoastră, faceți câte rânduri doriți. După ce ajung la rândul 29, revin să vă explic, să vă arăt cum fac ultimul rând.
după ce am finalizat și rândul 29, voi tăia firul, eu am finalizat cu culoarea roșie, și voi introduce pentru a fi mai aspectoasă, mai frumoasă, mai atrăgătoare șosețica noastră, voi introduce pentru cel de-al 30-lea rând un fir auriu. Dumneavoastră, dacă aveți sau dacă vreți să faceți cu o altă culoare partea de margine, bine, dacă nu puteți să faceți cu orice fir. Vom realiza pentru început 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, prindem și firele în lucru. 5, 6, 7, capetele care nu se pot prinde le voi coase cu un alt de cusut. 8, 9 picioruș scurt. Realizăm 8, 10 ochiuri de lanț, de câte ochiuri aveți nevoie pentru a forma agățătoarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu am realizat 10 ochiuri de lanț, totuși mi se pare cam puțin, facem 15. 10, 13, 14, 15 ochiuri de lanț. Vom face un picioruș alunecat în ochiul de unde am pornit și în continuare până în capăt vom realiza alte 9 piciorușe scurte. Și cu aceasta mini șosețica noastră este gata. Deci vom face un picioruș alunecat, un ochi de lanț, voi tăia firul pe care îl voi ascunde cu un ac de cusut. Aici are și agățătoarea. Deci mini șosețica noastră este gata. Îi voi ascunde și acest fir. Și cred că îi voi pune o cundiță, ascund și firul, îi voi atașa o fundiță de aceasta așa micuță, îi voi atașa o fundiță galbenă, aici așa, îi voi atașa o fundiță galbenă. După ce am finalizat și rândul 29, voi tăia firul. Eu am finalizat cu culoarea roșie și voi introduce pentru a fi mai aspectoasă, mai frumoasă, mai atrăgătoare șosețica noastră, voi introduce pentru cel de-al 30-lea rând un fir auriu. Dumneavoastră, dacă aveți sau dacă vreți să faceți cu o altă culoare partea de margine, bine, dacă nu puteți să faceți cu orice fir. Vom realiza pentru început 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, prindem și firele în lucru. 5, 6, 7, capetele care nu se pot prinde le voi coase cu un ac de cusut. 8, 9 picioruș scurt. Realizăm 8, 10 ochiuri de lanț, de câte ochiuri aveți nevoie pentru a forma agățătoarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu am realizat 10 ochiuri de lanț, totuși mi se pare cam puțin, facem 15. 13, 14, 15 ochiuri de lanț. Vom face un picioruș alunecat în ochiul de unde am pornit și în continuare până în capăt vom realiza alte 9 piciorușe scurte. Și
Și cu aceasta mini șosețica noastră de cor este decorațiune, mă scuzați, este gata. Deci vom face un picioruș alunecat, un ochi de lanț, voi tăia firul pe care îl voi ascunde cu un ac de cusut. Aici are și agățătoarea, deci mini șosețica noastră este gata. Îi voi ascunde și acest fir și cred că îi voi pune o cundiță, ascund și firul, îi voi atașa o fundiță de aceasta așa micuță, îi voi atașa o fundiță galbenă. Aici așa, îi voi atașa o fundiță. În dragele mele, șosetica mea este gata. Aici are agățătoarea cu care o vom pune în brăduț. Eu doar pe o singură parte i-am lipit o fundiță. Dumneavoastră puteți să-i puneți orice decorațiune doriți. Cum vedeți, am aici câteva pompoane din astea frumos colorate, la fel de bine se poate pune un pompon, un mărgeluțe, am și floricele realizate. Doamnele care îmi urmăresc canalul știu, am chiar tutorial la astfel de floricele. Orice decorațiune doriți dumneavoastră sau dacă nu, chiar și simplă, este foarte drăguță. Vă mulțumesc frumos pentru că mă urmăriți și vă urez multă sănătate.